Deocamdată sunteți pe mute. Colega mea care este hostul, gazda acestui webinar, va abifa această opțiune pentru a evita microfonia. Dar de câte ori doriți să interveniți, puteți să faceți, aveți butonul magic pe ecranul nostru. Sau ne puteți scrie întrebări în chat în timpul prezentării ca să nu fie nevoie să întrerupem. Noi vom citi toate întrebările și la final o să vă răspundem în măsura posibilităților și a timpului pe care sperăm să nu-l depășim. Încercăm să ne încadrăm în 50 de minute, așa cum am spus în prezentare, dar am învățat din atelierul de ieri că timpul zboară prea repede, 50 de minute sunt puține. Ieri am stat o oră aproape, sau cred că am depășit. Bună ziua, aș vrea și eu să spun ceva. Eu am fost foarte mulțumită de atelierul pe care l-a ținut dumneavoastră ieri, vă admir foarte, foarte mult. Am mai participat și la alte ateliere și dumneavoastră ați avut așa un fel de a prezenta foarte interesant și am învățat chiar lucruri noi, deși am predat pe Zoom încă din primele zile, de undeva din 15 martie, dar ieri am învățat lucruri noi și țin să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezentarea. De aceea am participat și astăzi. Ne bucurăm să vă reavem alături. Astăzi venim cu alte lucruri noi. Asta a fost și... asta ne-a motivat să facem acest lucru. Faptul că putem împărtăși ce am învățat noi și altora. Ne bucurăm pentru feedback. Mulțumim! Acum cu astfel de încălzire... Da? The sky is the limit. Ok. Mari, cred că putem începe, nu? Ca să nu ne lungim iară. Da. Primul lucru pe care am să-l fac este să dau share screen, astfel încât să puteți observa agenda, obiectivele acestui webinar. Cu îngăduința dumneavoastră o să vă rog să ne lăsați să ne adresăm cu voi, că este mult mai cald și ne face să vă simțim aproape. Și atunci... Iată ce ne-am propus noi pentru 50 de minute. Vrem să trecem puțin prin aplicațiile pe care noi le folosim deja, și anume Google Forms, Edpuzzle, aplicația Kami, Google Jamboard, pe care tocmai l-am descoperit, Padlet, astfel încât la sfârșit să putem să vorbim, să putem să intrăm în discuții directe și pe chat și prin și voi aveți posibilitatea să ne puneți întrebări. Și atunci este momentul să ne prezentăm încă o dată. Eu sunt Marie Nicolae, sunt profesor formator în primul rând și începând de anul acesta sunt coordonator de curriculum transdisciplinar, care înseamnă PBL, înseamnă învățare bazată pe proiect. Iar colega mea, eu sunt, este Andreea Andrescu. Bună, Andreea! Bună, Mari! Eu bună sunt profesor învățător, am clasa a treia la aceeași școală Avenor. Pasionată de tehnologie. Da, așa este și... Și vreau să... Noi vrem să pornim de la aceste lucruri pe care le vedeți acum pe ecran. Și anume, pe internet, o simplă căutare ne duce către o multitudine de aplicații care sunt sincronizate cu Google. Există un adevărat domeniu Google for Education. Unele sunt gratuite, altele oferă... o perioadă de încercare în care să te strânească și să-ți dorești să cumpere acea aplicație. Iar când vorbim de lucrurile pe care le facem acum și de ce doriți să vă rog de tot să țineți microfonul închis. Mulțumim mult! Ce mai întâmplă? Este normal, sunt sigură că ați pățit-o de atâtea ori la orele voastre și o vom mai pățim cu toții. Ne-am raportat la două idei care se regăsesc și se simt pe propria piele în perioada aceasta.
Și anume ceea ce spune John Dewey, fondatorul școlii laborator, dacă predăm copiilor de azi ca în trecut, le răpim viitorul, apropo de anii noștri de experiență și de gradele didactice și de cursurile la care am tot participat, iar pe de altă parte, unul dintre mentorii școlii noastre, cofondatorul CGC, Kevin Bartlett, spune că noi, profesorii, devenim experți încercând, eșuând, încercând din nou, eșuând de foarte multe ori, ca într-un final să acumulăm atâta experiență care se transformă în expertiză și nu va face altceva decât să ne împingă înainte. Și atunci noi vrem să folosim minutele pe care le avem la dispoziție pentru a vă arăta câteva funcții din cele 5 platforme pe care ni le-am ales pentru astăzi. Cu siguranță, la un moment dat, s-ar putea să vi se pară că ne alargă cineva, nimeni altul decât timpul, și o să simțiți nevoia să stăm puțin pe loc și să mai arătăm o dată. Tot ce vă pot spune este vă pot spune că acest webinar este înregistrat și va fi postat pe site-ul școlii și atunci mai există cel puțin o șansă de a revedea ceea ce noi împărtășim aici. Andreea, te rog să începi. Eu o să vă vorbesc astăzi despre Google Forms și despre Edpuzzle. Google Forms, imediat să vă dau și share screen. Ok. Google Forms arată în forma aceasta când intrăm pe site și ne oferă posibilitatea de a face fișe de lucru sau chestionare pe care le putem folosi în special în evaluare sau ca introducere într-o lecție. Este o gamă destul de variată de posibilități. Vă arăt, o să lucrăm pe un chestionar gata făcut pentru a nu pierde foarte mult timp aici, pentru a vă arăta mai multe funcții. Dar asta este pagina de introducere, de unde plecăm pe un blank quiz. Putem pleca și pe ceva predefinit, dar este mai simplu pentru noi să ne alegem un blank quiz. Ok. Iar, acesta este chestionarul. Am ales o temă, aici am titlu, pot scrie o descriere. Acestea o să le am gata făcute. În momentul în care am blank quiz, o să-mi dea acolo să scriu un titlu și mi-arată prima întrebare. Întrebările sunt variate, am mai multe variante. Pot să am o întrebare cu răspuns deschis scurt, pot să am varianta de paragraf dacă îi cer elevului să facă o descriere sau să scrie mai multe propoziții. Am varianta de multiple choice, alegere multiplă, da? Checkboxes, asemănătoare cu multiple choice. Drop-down, atunci când apasă pe săgeată, îi se înșiruie în partea de jos toate variantele de răspuns. Și aș rămâne la acestea 5 pentru învățământul primar. Mai departe pot încărca ei niște fișiere, este mai complicat. Cu acestea am luat în considerare inclusiv elevi de pregătitoare până la clasa a 4-a care se poate descurca. Bun. Aici am scris întrebarea, mi-am ales multiple choice pentru prima variantă și îmi scriu câte variante de răspuns consider eu necesare. Cum le scriu, adăugând, efectiv dau click pe următoarea opțiune, pe Add Option. Îmi scriu variantele, dacă am scris una în plus și nu o mai doresc, este foarte simplu să-i dau Remove. La Answer Key îmi voi bifa răspunsul corect, astfel încât elevul, după ce completează, după ce alege varianta sau variantele de răspuns, în momentul în care dă continuare, lui să-i și apară, să aibă un feedback imediat pe răspunsul pe care l-a dat. Și atunci îi va apărea aici răspunsul corect, pot seta sau nu puncte, iar la final, tot pentru elev, pot adăuga un feedback. Pe răspunsul incorrect, să-i scriu așa, sau corect answer, felicitări, ai răspuns corect. Și în funcție de varianta pe care o va alege, va apărea și feedback-ul pe care l-am ales. La final am dat done și am terminat cu această întrebare. Aici la required este bine să le aveți, să aveți bifat. Required este întrebarea obligatorie. Dacă am întrebări suplimentare care nu vor fi notate, pot să debifez. De aici o pot șterge, să șterg întrebarea în cazul în care
nu o mai doresc, chiar aici o pot da duplicate, să-mi apară încă o dată aceeași întrebare pe care să lucrez schimbând-o. Dar e mai simplu să luăm de la zero. Un alt tip de întrebare este checkboxes. Vedem aici la fel bifează, am scris răspunsurile. Aici pot să dau add option, să-mi adaug câte alte variante îmi doresc. La answer key, de asemenea, pot bifa mai multe variante dacă este cazul. Din nou am scris feedback pentru fiecare variantă de răspuns. Am dat done și mi-a apărut întrebarea. Un lucru foarte interesant și care ne-ar fi util în acest tip de chestionare, mai ales cu răspunsuri multiple, putem selecta de aici Shuffle Option Order. Ce înseamnă asta? Că nu va apărea, răspunsurile nu vor apărea în aceeași ordine pentru toți elevii. Aici, mai ales că vorbim despre evaluare oarecum online, dacă o vom face, evităm variantele de răspunsuri scurte pe WhatsApp, întrebarea 1, răspunsul 2 și atunci nu va fi la fel pentru toată lumea. O să vă arăt spre final cum putem amesteca și ordinea întrebărilor, nu doar a răspunsurilor. Bun. Trecem mai departe. Aici am ales varianta de drop-down, da? Apăs pe săgeată. O să vă arăt și un preview, apoi ca să vedeți cum vede și elevul. Săgeată și variantele de răspuns. Aici trebuie să, la fel, answer key, bifez care sunt răspunsurile corecte. Am scris și feedback-ul, i-am dat done. Trec repede, dar acestea le veți descoperi destul de prin practică. Și aici este o întrebare la care am adăugat o poză. E o întrebare cu răspuns scurt. O să vă vorbesc puțin despre poză. Cum adaug o nouă întrebare? Mă duc aici pe plus, da? Îmi apare întotdeauna în partea dreaptă această bară pentru a adăuga alte întrebări. Pe această bară vom vedea și varianta de add image, dar dacă adaug acest add image, ea nu se va atașa unei întrebări, ci va fi o poză separată. Pot pune o poză care să aibă, nu știu, legătură cu textul, pot pune un smiley, well done, lucruri de genul acesta, dar ea nu va fi atașată unei întrebări. Ca să atașez o poză unei întrebări, cum este aici cu ceasul, vedeți că dacă dau mouse-ul nu se vede nimic. Când mă duc în dreptul întrebării, îmi apare acest icon de poză. Și atunci, dacă apăs pe el, îmi pot încărca din Google Drive sau direct din cameră sau din calculator poza în baza căreia să fac întrebarea. La short answer, v-am dat și aici variante de răspuns. Am scris două variante pentru că poate unii ele vor scrie punct, alții ele vor scrie două puncte. Orice punct, virgulă diferită față de ce am scris eu ca răspuns corect, calculatorul o va lua ca greșeală. Eu, elevii la început se impacientează, dar nu miz, dar nu, eu am scris corect. A fost vorba de o virgulă sau de un punct. Puteți să nu treceți nicio variantă de răspuns corect la short answer și atunci le veți corecta oricum manual. Putem adăuga feedback și dăm done. Ok. Pot adăuga la multiple choice, dacă am o întrebare și am multiple choice, pot adăuga inclusiv la răspunsuri poze. De exemplu, să scriu, nu știu, care sunt instrumentele de măsură pentru lungime. Și scriu aici ruletă, dar poate el atunci nu mai vizualizează care este ruleta, nu realizează. Și pot să-i pun poze care să-l ajute. La fel, atenție, ele nu apar dacă mă duc cu mouse în altă parte, trebuie să mă duc efectiv aici pe el și dau add image pentru toate opțiunile. Aici. Și atunci putem să-i ajutăm da răspunsuri corecte. Ok. Acesta este chestionarul, nu este greu de făcut dacă ne jucăm puțin cu el. Pe butonul acesta de add-ons avem form limiter. Aceasta va fi limita de timp pe care o vor avea elevii de a completa chestionarul. Dacă eu le dau la ora 2 și setez ca limită de timp 2:30, după ora 2:30 ei nu vor mai putea accesa chestionarul, nu vor mai putea intra să-l rezolve. Ok? Aici am un template, să-mi aleg efectiv culoarea de background și să-mi aleg fontul, care aici nu avem foarte multe opțiuni, avem 4 variante de scris, noi alegem pe cea pe care
mi se pare nouă mai drăguță și putem avea un header, aici putem pune un logo dacă este cazul sau o poză care să aibă legătură cu chestionarul. O să trecem imediat și la preview. La partea de settings, ce vă recomand? Să nu dați aici edit after submit, adică nu, ei nu vor putea edita după ce au răspuns la întrebare, după ce au dat continue. Dacă bifăm, vor putea face asta. Și aici, la presentation, avem ce vă spuneam mai devreme, shuffle question order, adică să se amestece întrebările. Și din nou, dacă îl dăm sub formă de evaluare, evităm discuțiile între ei în care își pot da răspunsuri. Ok. Restul, ce să vadă ei la final, vor vedea la ce întrebări nu au răspuns, au dat submit fără răspuns, care au fost răspunsurile corecte și dacă am pus noi punctaj. Cam acestea ar fi. Iar aici avem preview. Când apăsăm pe preview, vedem chestionarul exact cum vor vedea și elevii. Ca să ne facem o idee, vedeți că întrebările nu sunt în ordinea în care vi le-am citit inițial, pentru că ele s-au amestecat eu având acea setare. Okay? Cum trimitem chestionarul? Sunt două variante. Pot da aici send, pot să-l trimit direct pe mail, mi se poate genera un link pe care să-l trimit elevilor, sau dacă lucrez în Google Classroom, merg aici în stânga, înainte de a face chestionarul, eu mi-am făcut în Google Classroom, în topicul meu, un assessment cu denumirea quiz. Și atunci, dați-o iau de la zero să vedeți. Deci dau aici, îmi aleg clasa la care predau eu. Ok, stop. Dați un pic. A fugit. Da, mi-am ales clasa. Caut assignment-ul pe care l-am făcut. Trebuie să se și încarce. Uitați, quiz. Și mai departe aici nu mă mai las acum pentru că el este deja acolo, i-am dat move. Dăm move și s-a dus direct în Google Classroom. Este o variantă foarte simplă pentru cei care folosesc Google Classroom. Cam asta este cu Google Forms. Dacă aveți întrebări, vă rog să le scrieți acum în chat și v-am zis la final o să mi le notez și o să vi le răspund. Trecem mai departe la Add Puzzle. Mie îmi place foarte mult acest site și ne dă posibilitatea de a folosi clipuri YouTube. Pentru că de multe ori, mai ales la știință, de exemplu, găsim diverse filmulețe, unele în engleză și nu le putem aplica la clasă dacă suntem în școală cu predare doar în limba română sau nu putem avea pretenția ca toți copiii să știe engleză la acel nivel. Acest puzzle ne dă posibilitatea de a ne juca cu acele clipuri. Și o să vă arăt cum să facem. În primul rând trebuie să intru în puzzle. Un mic dezavantaj, dar nu e mic, este că unor copii le cere să aibă aplicație instalată. La mine la clasă unora le-a cerut, unora nu. Este o instalație gratuită. În momentul în care dau click pe link, le cere automat instalarea aplicației și pot să dea click să o instaleze singuri. În My Classes am Add a New Class. Eu am deja adăugată clasa mea și pot să o import direct din Google Classroom dacă am clasă făcută acolo. Ok. Ce facem mai departe? Mi-am căutat clipul pe care mi l-am dorit pe YouTube. Am încercat să-l caut pe Safe YouTube, dar zilele astea au fost niște probleme cu Safe YouTube, nu-mi dau seama de ce nu a mers. Deci am căutat pe YouTube-ul simplu. Îl caut aici. Pot căuta după nume. Există varianta să găsesc deja un film editat de altcineva pe care îl pot modifica eu, dar mi-e mai simplu la fel să iau de la zero. Am varianta de cut, poate vreau să folosesc doar o parte din filmuleț, poate vreau să elimin, de exemplu, la această poveste era o parte de vreo 3 minute la început, unde era doar niște muzică, am tăiat-o. Ok. Voiceover, despre ce vă vorbeam. Am găsit un clip în engleză, mi se pare foarte interesant, dar nu-l pot folosi la clasă din cauza limbii. Acest voiceover îmi dă posibilitatea să mă înregistrez eu peste clip. Nu se va mai auzi nimic din sunetul inițial, ci va fi doar vocea mea, rulând peste clip. Deci este foarte util.
Și partea mea preferată este întrebările. Putem opri oricând filmarea, clipul, pentru a adăuga multiple choice questions, întrebări cu răspunsuri multiple, bifăm ca și la chestionar, care este varianta corectă a răspunsului. Aici, în dreapta jos, avem din nou feedback. Putem da un feedback în funcție de răspuns. Și dăm save dacă este cazul. Putem adăuga mai multe variante. Da? Clipul se va opri în momentul în care apare întrebarea. Copilul va scrie răspunsul și va trebui să dea continue ca să meargă mai departe. Avem și întrebări cu răspuns la liber. Și mai avem notițe. Aici putem adăuga noi o explicație a unui cuvânt de vocabular. Putem adăuga niște detalii în plus despre ceea ce s-a discutat acolo, în scris sau pe acest microfon ne putem înregistra. La fel, clipul se va opri, copilul va audia sau va vizualiza explicațiile pe care le-am dat noi, după care va da continuu și va merge mai departe cu clipul. Acestea sunt variantele pentru clip. Ce facem mai departe după ce l-am editat, dăm finish. Îmi apare în varianta finală. În partea dreaptă jos avem edit, dacă vrem oricând să-l edităm. Avem partea de assign. Când dau assign, el se va trimite copiilor. Apăs. Pentru că eu mi-am format de la început, cum v-am arătat în My Classes, clasa de Google, bifez clasa mea, când îl voi trimite, da? Poate vreau să-l trimit marți la ora 11:30 și până când vor trebui ei să îndeplinească, să facă sarcinile din clip. Și dau due date. Aici e foarte important să aveți acest buton bifat. Prevent skipping înseamnă că ei nu pot sări, nu se pot duce printr-un click, cum atunci când ne uităm la YouTube, uneori dăm înainte. Ei nu pot face lucrul acesta, vor fi obligați să treacă prin tot clipul și să răspundă la toate întrebările. Bine, la întrebări, dacă nu știu, pot da continuu și să rămână necompletat, dar trebuie să treacă prin tot clipul ca să ajungă la final. Acest CC nu este bifat, este vorba de niște, în fine, ecrane, mai multe limbi, e o chestie complicată a YouTube-ului și post on Google Classroom, dacă vreau să-mi fie postat și pe Google. După care dau assign, s-a dus pe Google Classroom la ora și în ziua programată și ne apucăm de treabă. Cam asta este cu Word Puzzle și cu Forms. Sper că nu mi-am depășit mult timpul, Mari. Wow, chiar m-am încadrat bine. Este bine, este bine. V-am spus, dacă mai aveți întrebări, mi le puteți adresa în chat, iar la final, după ce ne va prezenta și Mari aplicațiile ei, vă voi răspunde. Perfect. Mulțumesc, Andreea, și ne bucurăm că există întrebări și în chat, la care încercăm să răspundem. Eu urmează să vă arăt trei aplicații pe care le-am descoperit din nevoie. Prima nevoie a fost aceea de a adnota poze. Și atunci am să vă dau share screen ca să vedeți cum am procedat. Așa cum cred că mulți profesori au lucrat la început, am folosit Paint din meniul principal de aici, după care am încercat și cu acest snipping tool, care îmi dă posibilitatea să decupez ceea ce vreau să corectez, transformam în poză, exemplu, exact cum fac acum, copy, mă duceam în Paint, dădeam paste și începeam și scriam un text. Să știți că nu se vede, se vede pagina de deschidere a Google. Da? Ok, da. Mai încerc o dată, mulțumesc. Îmi cer scuze. E foarte bine că mi-a spus. Acum se vede? Tot Google e mare. Tot Google este? Da. O să dau stop share și mai încercăm o dată. Trebuie să se vadă Google. Deci asta este... E pagina principală de Google. Pagina principală unde vedeți sus de tot dashboard, aplicația, da? E ok, da. Perfect.
Așa. Și o să reiau. Spuneam că eu foloseam înainte Paint. Îl vedeți? Andreea, mă ajuți să-mi spui dacă se vede. Nu se vede de pagina principală de Google. Perfect, ok. Atunci o să rămân pe Google. Acum se vede? Da, bine, cred că e vorba de conexiune pentru că ți-a dat... Gata, ok. Da? Ești în Grade 4 Delta, da? Da, da. Ok. Și acum e vorba de conexiune, deci trebuie să avem puțină răbdare, probabil e conexiunea puțin mai lentă. Iar acum suntem din nou la pagina de Google, da, Andreea? Da, da. Și acum se vede că deschid aici. Da? Da, gata, ok. Perfect. Deci, așteaptă cam două secunde după ce vorbești ca să se vadă. A, înseamnă că trebuie să mai respir și eu din când în când. Și, Andreea, o să te rog să fii pe fază dacă vorbesc despre ceva ce nu se vede. Spuneam că în prima fază eu am folosit Paint și Snipping Tool din bara de start, aceasta, care m-a ajutat să decupez anumite poze și să le introduc în Paint, după care am spus că nu mai pot, că durează mult prea mult și am început să caut. Vă spuneam la început că există acel domeniu Google for Education. În momentul în care ai cont, ai Gmail, îți oferă posibilitatea să exersezi, astfel încât nu mai timp să ai, să poți să treci prin toate aceste aplicații. Dacă mă duc aici, la More, observați că intră în această fereastră unde poți găsi o gamă largă de aplicații. Astfel, am descoperit această aplicație, Kami PDF and Document Annotation. Am instalat această aplicație, aceasta, care se sincronizează cu contul de Google, cu Gmail, astfel încât am ajuns prin sincronizarea cu Gmail la următorul lucru. În momentul în care un copil îmi trimite o poză, noi acum suntem în Google Classroom, și un copil mi-a trimis o poză pe care eu trebuie să o corectez. Indiferent, cel puțin pentru mine la momentul acesta, chiar dacă sunt încântată de această aplicație, recunosc că nu corectez așa cum o făceam la clasă cu creionul în mână și nu cred că o voi face niciodată. Cu aceeași acuratețe și cu aceeași viteză și cu atât de multe comentarii pe care le fac pe hârtie cu creionul în mână. Ei, în mod obișnuit, dacă lucrăm cu Google Docs, de exemplu, avem această opțiune care ne dă posibilitatea să facem comentarii pe text. Dar dacă nu este un Google Doc, dacă nu este un document editabil, atunci am opțiunea aceasta. Observați că deja Google Classroom s-a sincronizat cu aplicația Kami. Deschid. Întotdeauna îmi ia ceva timp. Când mă gândesc că am de corectat peste 30 de pagini, cât ar fi de frumoasă și de atrăgătoare această aplicație, parcă nu-mi vine să încep. Cu toate astea știu că trebuie să fac datoria și copiii de-aia așteaptă să vadă ce a scris Miss sau Doamna, cum ne spun copiii. Ei, observați că această pagină s-a descris în aplicație și ce observați? În stânga aveți un meniu pe care îl găsiți în foarte multe aplicații. În Whiteboard de pe Zoom, în Google Jamboard, o tablă interactivă pe care urmează să vă arăt. În Paint, cred că și într-un document Word simplu. Toate aceste iconițe sunt intuitive, nu trebuie să le ții minte, să le înveți pe de rost, și se regăsesc în... de fapt, e un limbaj universal aici. Ce este important? Am posibilitatea să măresc imaginea, să o micșorez, inclusiv... Aici, în dreapta, am un meniu la fel de generos, cu multe opțiuni. Rotate,
ce vrem noi să facem din ceea ce ne trebuie, dar ca să țină, să rămână cu un focus pe ce înseamnă corectarea unei lucrări, am să fac următorul lucru. Observați că e o lucrare deja corectată, dar îmi dă posibilitatea, de exemplu, să scriu aici, scrie data. Chiar dacă am. Scrie. Scrie mari, corect. Scrie data. Și atunci pot să mă duc cu această casetuță unde trebuie. Sau vreau să fac, să-i atrag atenția pot să mă joc cu toate opțiunile acestea. Să merg pe culori, să schimb culorile, să schimb grosimea. Sunt multe lucruri pe care pot să le fac. Ei, în momentul în care totuși trebuie să mă opresc, cum procedez mai departe? Apăsând iconița Save, observați că sincronizează toate schimbările acestui document cu ceea ce copilul a primit, are ca document în, urcat în Google Classroom. Deci nu mai trebuie să dau eu save as, să salvez pe desktop, pe urmă să deschid Google Drive sau, și să-l trimit pe Google Classroom. Dar dacă totuși, la un moment dat, și mie mi s-a întâmplat, să vreau să păstrez anumite lucrări care mi se par, nu știu, de păstrat, am această opțiune. All notation, deci ori direct pe desktop, pe computer, ori în Google Drive, iar eu, de când, cel puțin de când am început școala online, am învățat să lucrez mai mult cu Google Drive, fiindcă aveam impresia că am informațiile în două locuri și niciodată nu știu unde anume găsesc un document. Plus că în momentul în care ai cont prin școală, poți încărca nelimitat, nu ai acea restricție legată de informații. Apoi, add notation, pentru că nu vreau originalul, ci vreau să salvez acest document adnotat și dacă mă lasă și se vede, dau export, adică pot să intru acolo. Ei, după care, pur și simplu închid această fereastră, și observați că am revenit la fereastra unde, de unde am deschis documentul și nu mai este nevoie să mă duc înapoi în Google Classroom să deschid alte ferestre. Pur și simplu, acesta este butonul magic. Merg mai departe la următoarea lucrare. Mai mult decât atât, pot să fac comentarii și înainte să dau returnez. De exemplu, aceasta nu am returnat-o pentru că este încă mai are ceva de făcut aici. Și așa mai departe. Cam acestea sunt lucrurile legate de Kami. Este o aplicație care pentru moment e gratuită. Cred că, de fapt, sigur, din cauza izolării la domiciliu și a școlii online. Știu că abonamentul la nivel de școală este unul suficient de atrăgător, dar deocamdată pentru perioada aceasta am considerat și suntem mai mulți profesori care lucrăm cu Kami ca o soluție alternativă la Snipping Tool, o soluție alternativă la Paint, la acea notare direct pe document, într-un document editabil în Google Docs. Aș vrea să trec mai departe cu îngăduința voastră la o altă aplicație utilă pe care acum am descoperit-o, acum semnând de vreo săptămână, în momentul în care nu am fost suficient de mulțumită de opțiunile pe care mi le oferă Whiteboard, acea tablă interactivă din Zoom. Cei care folosesc Zoom știu că, și cred că și în Google Meet, există opțiunea de tablă interactivă să lucrezi. Pe Zoom știu sigur. Dar la un moment dat mi-am dorit să pot să văd ce lucrează copiii în același timp
să pot să urc o fișă în Google Classroom, adică să am mai multe elemente de integrare. Și am făcut același lucru pe care vi l-am arătat la început. M-am dus în pagina motorul principal, Google. Andreea se vede, da? Da, da, da. Din nou, butonul magic, aceste ce sunt puncte, pătratul format din puncte, și am descoperit acest Jamboard. Am posibilitatea, și aici puteți să vă jucați puțin, să vi le așezați în interfața principală, cât mai sus în listă, pe cele pe care le folosiți în mod obișnuit. Și deja cred că se vede ce folosesc eu în mod obișnuit. Atunci, mă duc în Jamboard, care este tabla interactivă a celor de la Google Education. Am înțeles din tutorialele pe care le-am urmărit că tocmai au reactualizat, au îmbunătățit această aplicație. Și ce face ea? O să vă arăt prima dată un exemplu, după care o să ne jucăm puțin pe o planșă nouă. Acesta este un document pe care l-am creat pentru copii. Închis. O să vă rog mult să țineți microfonul pe mute. Și pentru ce la ce m-am gândit când am construit această planșă? Eu voiam ca în momentul în care scriu aici Măța desenează Gem. Era o poezie de Marin Sorescu. Desenează, da? Desenează în Gem, Marin Sorescu. Cu diacritice. Foarte important și noi insistăm. Știm că profesorii de română ne ceartă de câte ori ne scapă lucrul acesta. Dar nu mă spuneți acum. Am acest titlu. Și vreau, mai ales dacă am prima oră de română la 8:30, copiii sunt, cum bine știm și cum cred că ni se întâmplă și nouă, destul de adormiți pentru că o seară înainte s-au culcat târziu. Nu pentru că au citit, pentru că au stat prea mult pe tabletă, poate. Ei, și atunci caut soluții ca dimineața la 8:30 când spun bună dimineața, bine ați venit! Și eu sunt singura care are chef de oră, să văd puțin entuziasm din partea lor. Și caut soluții de activare a învățării, cum se spune la pedagogie. Ei, acest Jamboard îmi oferă următoarea posibilitate. Eu deschid o planșă, scriu titlul și le-am spus copiilor următorul lucru. Arătați prin desen cum desenează o mâță, o pisică, un ghem. Și au început să deseneze, le-am cerut inclusiv să scrie comparații și haideți să vă arăt o planșă nouă. Deci, mâța desenează un ghem. Acesta e mâța. Mâța poate să deseneze cu ce vrea. Exact ca pe alte aplicații pe care noi deja le avem pe tabletă sau pe telefon. Schimbăm culoarea și încercăm, nu mis, așa desenează mâța. După care le-am spus, că doar nu este suficient, le-am spus să scrie în aceste sticky notes, care înseamnă, e funcția de scriere într-un text, într-o casetă, text box. Cum desenează mâța? Și la un moment dat, copiii au scris asta. Marie, uite, vă niște întrebări și cred că este foarte important să știm dacă pot toți copiii în același timp să scrie. Da, 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 da. Acesta e răspunsul. Deci eu pe planșă văd toți copiii cum lucrează. Și la un moment dat cineva a scris asta. Mâța desenează ca un pictor ratat. Și am mai introdus o sarcină. Ce fel de desen? Cei mai mulți copii, nu știu dacă acesta e cuvântul pe care voi l-aveți acum în cap, dezordonat. Cei mai mulți au scris dezordonat. Ei, aceste sticky notes se plimbă
le poți mișca pe, pe planșă. În momentul în care dai share, adică trimiți această sarcină, un link, în Google Classroom, da? Este foarte important, observația aici, este important să le dai voie. Marie, ți-ai dat pe mute. Gata. E bine așa? Da. Perfect. Acest link se, se duce direct în, în Google Classroom. În momentul în care copiii accesează linkul, o să observați că aici apar mai multe planșe. Și am să vă arăt un model. Ia să vedem dacă l-am aici. Acesta cred că e. Sau... Ia să vedem pe acesta. Cum au desenat... Așa, uitați! Îmi arată în planșa aici, în logo-ul acesta, că sunt 11 planșe. Sunt 11 copii care au, care au lucrat. Adică fiecare a intrat pe planșa principală, după care și-a deschis o planșă nouă. Ia uitați cum... ca o super pisică, ca un mop dansator. Cum o fi, nu știu. Iar eu, adică, în partea stângă, cele instrumente de scriere, nu? Cum da, le ai și tu? Da, le poți folosi. Cele, da. Deci, descris, guma de șters. Pe acesta nu-l folosesc încă. Acesta este sticky notes, de care vă spuneam. Hai să scriem aici. Da? Apropo de răspunsurile clasice ale copiilor. Sau primul răspuns. Cum desenează o pisică? Frumos! Acesta e un pointer pe care pot să-l folosesc. De exemplu, acum în prezentare pot să spun că în momentul în care am ajuns la a 11-a planșă, da? Observ în primul rând că nu este lucrată. Asta pentru că am mai exersat-o pe ea. Și aici eu pot să lucrez și să apară în momentul în care o salvez. Ce este foarte important la această tablă interactivă, că îți permite să o folosești pe liniaturi, îți dă un background, un fundal. De exemplu, pe aceasta eu am folosit-o la geometrie. Aceasta la limba română. La matematică sau pur și simplu să arate puțin altfel. Mă uit la ceas și îmi dau seama că trebuie să trec la Padlet. Aș fi avut multe de arătat și mă duc direct în pagina de start. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți atunci când căutați Padlet este să, bineînțeles, să notați Padlet și vă duce până aici. Unde până aici? Până în momentul în care vă creați un cont, se sincronizează cu Google, asta consider cea mai... rapidă soluție, să-ți faci repede un cont de Google, ca pe urmă să poți să te înregistrezi, să-ți faci cont pe alte aplicații. Și vedeți că există 4 opțiuni. Make a Padlet, care înseamnă să-ți faci tu portofoliu, să-l creezi tu. Join a Padlet, ce ar însemna ca eu acum să vă trimit un link și voi să contribuiți la portofoliu pe care eu l-am construit. Aici este o galerie de template-uri care te ajută să te hotărăști cum vrei să începi. La început e nevoie să te joci puțin pe ele. Iar acesta upgrade se referă la faptul că, și acum e surpriza mare, ca la multe alte aplicații, Padlet este gratuit pentru a construi doar 3 portofolii. Adică 1, 2, 3. Observați că la aceste 3 există 3 butoane care dă de înțeles că acestea sunt create de mine. Da? Uitați, made. Iar acestea sunt contribuțiile mele la un Padlet pe care am intrat. Mai mult decât atât, există și varianta aceasta de arhivare. Cum? De ce am ajuns să arhivez? Pentru că, învățând de la alții, am descoperit următorul truc. După ce termini de folosit un Padlet,
cel mai bine este să le arhivezi. L-ai arhivat și s-a dus în această, în acest folder, să zicem, iar tu tot timpul poți să rămâi pe varianta gratuită a platformei Padlet, având grijă să ai maximum 3, oricum nu te lasă, maximum 3 portofolii active. Dacă ai nevoie de acesta la un moment dat, pur și simplu îi dai dezarhivare. În momentul acesta, e prima dată când văd, nu mă lasă. Nu mă lasă, cred că nu mă lasă, că e partea cu care costă. Și atunci, aș vrea să vă arăt ce am lucrat până acum în Padlet și o să deschid ultimul portofoliu. Pe acest portofoliu care se deschide acum, au lucrat peste 40 de copii. Este foarte important să știi ce vrei și pentru ce vrei să-l folosești. Noi îl folosim pentru a aduna informații și părerile, opiniile, lucrările copiilor în același loc și mai ales pentru a-i determina pe copii să lucreze prin colaborare, să-și dea feedback constructiv, să învețe să-și dea feedback constructiv. Și atunci, cel mai important este să... de aici începi, de fapt, și chiar o să fac lucrul ăsta, dar nu mă lasă. Ia să văd câte am. Două. Ba da. Mă lasă să creez unul. No. Am aici galeria. Din toate aceste opțiuni, pentru că nu e momentul să trecem acum prin ele, vă spun că cel mai la îndemână și cel mai rapid și cel mai comod și cel mai ușor de folosit în start este acest perete. Și acest perete din start se deschide cu fereastra de construire. Ce titlu să îi pui, la descriere, obiectivele, sarcina de lucru. Și gata, lasă-mă. Și la un moment dat, ca să pot să vă dau un exemplu concret, fiindcă mă uit la ceas, îmi este mai simplu să vă arăt ce am obținut eu prin respectarea acestor funcții. Funcțiile sunt, din punctul meu de vedere, universale, cum spuneam. Adică găsiți aceste simboluri și aceste cuvinte și în Google Classroom și în alte aplicații pe care poate le folosiți. Aici, la rotița aceasta care înseamnă setările, settings, trebuie să ai grijă cel mai mult din tot ce scrie aici, generează un link. Cel mai important, din punctul meu de vedere, la început, este aici. La atribuire, să le dai copiilor voie să noteze, să scrie în el, pentru că dacă nu-l activezi, de câte ori copilul accesează linkul acela dorind să scrie în Padlet, își cere aprobare. Adică acest buton. Deci acestea două sunt conectate. Trebuie să le aveți îngălbenite, activate oricum. Pe urmă, iar acesta de comments, copiii să poată să facă comentarii la alte ferestre. Acestea sunt cele mai importante. Din punctul meu de vedere, este bine să încercați, dacă este prima dată când îl folosiți, să începeți cu un Padlet pe care îl share-uiți, îl împărtășiți, îl trimiteți unui coleg, ca să puteți să vă jucați puțin pe el. Pe urmă, un lucru foarte important pe care noi l-am descoperit din practică este că e foarte important din start copiii să se înregistreze, să se autentifice cu adresa de Gmail. Toți copiii din școala noastră au adresa de Gmail. De ce? Pentru că, la un moment dat, în primul rând, vezi cine a scris și ce a scris. Iar dacă nu este sincronizat cu adresa de e-mail, uitați ce se întâmplă. Apare anonimul. Și nu știi cine e. Bine, aici s-a dat de gol. Dar, în general, la anonim nu-ți dai seama cine este. Și atunci e mai greu de urmărit evoluția lui. De exemplu, aici avem mai multe ateliere.
Și opțiunea aceasta pe care v-a arătat-o și Andreea, 3 puncte, îți dă posibilitatea să descoperi mai multe funcții, poți să editezi acest, uitați, poți să îmbluni el acum. Acesta este spațiul în care poți să. Am ieșit cu mouse-ul de aici și s-a activat. Pe urmă, în momentul în care copilul vrea să facă un comment, aceasta este banda unde copiii scriu, spun foarte bine. Nu este suficient. Trebuie neapărat să apăs butonul săgeata aceasta și se duce. Dar dacă cumva îmi dau seama că am scris din nou a mia oară, că sunt grăbită, am scris greșit, mă duc, editez comentul, îl corectez și îl reactualizez. Urmărind întrebările voastre din chat, doar așa prin ce apare pe ecran, îmi dau seama că sunt multe întrebări. Și atunci noi o să vă punem la dispoziție și câteva link-uri odată cu această înregistrare. Și, Andreea, aș vrea, dacă ești de acord, să facem următorul lucru. Să răspunzi tu la întrebările, la o serie de întrebări, să-mi iau eu puțin o mică pauză, ca pe urmă să selectez. Eu din întrebările pe care le-am avut, mi-am dat seama un lucru foarte important, că am ratat să vă spun cum corectați voi, cum vedeți voi ce au răspuns elevii în quiz și atunci o să vă arăt foarte repede acest lucru. Îmi cer scuze, dar... Ok? Aici, în Ed Puzzle, în momentul în care mă duc pe My Class și mi-apare assignment-ul pe care l-am dat, intru pe el, am questions, mi-apar răspunsurile pe care copiii l-au dat. Aici am 7 copii care au răspuns și mi-apare la fiecare ce răspuns a dat. Iar la quiz o să vă arăt un quiz pe care l-am făcut deja. Ok, stați un pic. Cam bara asta. Bun. Deci așa apare el în Google Classroom. Ăsta este un quiz pe care l-am făcut, l-am trimis lor, așa le-a apărut. Dau click pe el și îmi va apărea quizul în formatul pe care îl văd copiii. Mă duc în dreapta, jos de tot, s-ar putea să nu vedeți din cauza camerelor. Este un creionaș unde scrie Edit this form. Dau click pe el. Iar în partea de sus mă duc la responses. Vedeți, avem questions, responses. Și am aici un sumar al răspunsurilor, este la modul general, pe întrebări, nu mă interesează, pe mine mă interesează individual. Iar aici am toți elevii, dar îi selectez în funcție de adresa de mail, pentru că ei, completând sau automat s-au conectat la adresa de Gmail și mi-apar răspunsurile lor. Și atunci eu pot să le corectez. Deci, încă o dată, în partea dreaptă, jos pe Edit, ne ducem la Responses, ne ducem la Individual și selectez adresele de mail pe care pentru a vedea răspunsurile copiilor și atunci îi putem nota. La alte întrebări eu am răspuns cât de cât ce am putut, chestii foarte punctuale. Am spus de pentru toate. Marie, te las pe tine. Da, eu pot să mai adaug câteva lucruri, și anume, am colege care folosesc tabela grafică pentru corectare, dar cei mai mulți dintre noi profesorii folosim laptopul. Apoi, da, noi avem o politică a școlii prin care temele trebuie cel puțin verificate, însemnând că trebuie să le vedem și apoi să arătăm copilului, în primul rând, că am citit tema și asta înseamnă pentru noi a verifica, un scurt feedback și corectate toate acele teme care sunt esențiale pentru punctarea evoluției copiilor. Și da, corectăm... cred că la fel de mult ca dumneavoastră, ca voi. Apoi, o întrebare la care nu știu să răspund acum, dar care mă interesează, și anume dacă aplicația Kami poate fi sincronizată și cu un alt cloud, OneDrive de la Microsoft.
îmi pare rău că nu știu deocamdată. Pe urmă, da, asta mi-a plăcut cel mai mult, și anume că toți copiii pot lucra pe Jamboard și eu pot urmări ce lucrează ei în timp real. Mai mult decât atât, pot să văd cine lucrează. Că aici este o, să zicem, o provocare, fiindcă uneori le dai o sarcină de lucru și le spui, peste o jumătate de oră ne revedem în direct. Da, da, da. Și te trezești peste o jumătate de oră că au lucrat 3 copii din 15. Și atunci, la un moment dat, eu le spun, le mai trimit comentarii. Te văd! Unde ești? Și ei știu că au de lucru. Deci, da, pe Jamboard se poate lucra fiecare copil pe planșa lui sau toți copiii pe o planșă în funcție de ce activitate propui. Este adevărat că în momentul în care îi pui pe toți să adnoteze, ca pe Zoom, pe aceeași planșă, există riscul să se suprapună informația. Și cred că acela e momentul în care eu sunt una dintre cei care își doresc să-și perfecționeze pedagogia sau didactica cu ajutorul tehnologiei. Nu este suficient să fii din ce în ce mai bun la tehnică, la a folosi și a cunoaște aplicații multe. Ai nevoie în domeniul nostru de pedagogi să știm cum folosim tehnologia pentru a preda cum trebuie. Mai mult decât atât, din ce observ aici, cum am învățat atât de repede aceste programe de lucru? Prin practică, multă practică. Multă practică însemnând că este adevărat că dincolo de orele pe care le avem pe Zoom, fiecare pe cont propriu, în funcție de cât de pasionat e, cât de dedicat este acestei meserii pe care o vede mai mult decât o profesie, o vede ca o vocație, înseamnă mult timp. Adică sunt momente în care la 8 seara lucrez și mănânc în același timp, dar o fac cu plăcere și nu o fac tot timpul. Nu vreau să vă sperii. Și mai există un avantaj foarte important pentru noi, profesorii de la Avenor, care am reușit să învățăm atât de repede, poate multe lucruri, mai multe decât în mod obișnuit. Noi vorbim între noi. Noi avem grup de WhatsApp, avem grup de Google Classroom. Clasele pe Google sunt construite pe clasă, nu pe profesor, adică pe disciplină. Eu, ca învățătoare la clasa 4, văd tot ce se întâmplă la clasa mea. Avem întâlniri săptămânale. Când ne întâlnim, spunem că stăm 20 de minute, dar atât de multe lucruri vrem să împărtășim și să spunem, încât nu simțim că au trecut 50. Andreea, dacă vrei să mai adaugi tu din secretele noastre? Da, ne place să împărtășim best practices. Întotdeauna ne axăm pe best practice și fiecare descoperă, poate mi-a bază. Nu voi ține doar pentru mine, ci întotdeauna în astfel de întâlniri voi împărtăși cu colegii mei. Și așa facem cu toții, de aceea suntem și aici, ca să împărtășim aceste lucruri pe care noi le-am descoperit și le-am practicat cu voi. Ca și voi să dați mai departe, după ce le veți folosi. Și cred că un lucru iar la fel de important, care face bine și la cap, este că nu ne este rușine atunci când greșim. Suntem pregătiți să greșim. Suntem pregătiți să spunem, ups, ce e de învățat din asta? Și să facem tot posibilul ca data viitoare să fie mai bine. Și atunci pentru noi greșeala nu este un mindset, avem o mentalitate deschisă din punctul acesta de vedere. Prima dată o să ne facem de râs, sau de două ori sau de trei ori, cum zice Kevin Butler și nu numai, după care, la un moment dat, o să fie bine. Nu degeaba spunem, repetiția este mama învățăturii. Eu acum mă simt elevă de clasa pregătitoare, de clasa întâi, și mă folosesc de asta. Pentru că sunt multe lucruri pe care nu le știu și, la un moment dat, încep să bâșbâi pe ecran, se vede și pe fața mea, îmi vine să dau și stop video și stop
microfon și să ies și din întâlnire, dar nu o fac, fiindcă acolo sunt copiii care spun, Miss, știu eu. Da. Și atunci m-am lemnat. Să știți că de foarte multe ori, mai ales la început, am descoperit multe trucuri cu ajutorul copiilor. Îi vedeam că își pun un fundal, că își fac nu știu ce că erau foarte dorni să împărtășească cu noi și să, desigur, învățăm unii de la alții. Este, sunteți dascăl și știți, nu trebuie să ne să spun la una din betate, că nu știm, și să ne mână copii să se lucruje, să ne mână betate și să învățăm de la ei. Altul comentariu că sunt Andreea, da, Andreea se aude întrerupt. Cred că a ajuns furtuna la tine sau de la tine vine la mine, din ce văd pe cer acum. Aș vrea să mai punctez două lucruri. Mă uit și la ceas, este ora 5 deja. Noi două suntem alături de colegele noastre de la Avenor, suntem pregătite să mai stăm cu voi încă 3 ore, fără să exagerez. Andreea mă oprește dacă spun prostii. Dar important este să știți un lucru, și anume, cine trebuie să iasă din întâlnire pentru că s-a făcut ora 5 și poate are un program deja stabilit, nu e nicio problemă. Noi suntem aici și în săptămânile următoare, o să punem la dispoziție tot ce avem voie, tot ce putem, tot ce avem pregătit să împărtășim cu voi. Iar cine vrea să mai rămână, aș spune, Andreea, să ne setăm pe încă 10 minute maxim. Sigur, mă auzi? Mă auziți? Da, acum te auzi. Da, voiam să zic, să punctez faptul că nu suntem uniți doar pentru faptul că suntem o școală privată. Am văzut acolo un comentariu. Noi toți, toate învățătoarele, toți profesorii, am lucrat și în școli de stat. Unii acum mai mult timp, unii poate un an, doi, alții poate mai mulți. Eu personal am lucrat aproape 5 ani. Cred că e vorba de cred că este vorba de oameni și de felul în care nu știu, întâlnesc un coleg pe hol și zic, fii atent ce am descoperit astăzi, super, și așa comunicăm de foarte multe ori când vedem că funcționează, când vedem că nu funcționează. Deci trebuie neapărat să facem ședințe oficiale ca să împărtășim lucruri. Da, la noi ședințele sunt ateliere practice. Avem și ședințe informative, normal, cine scapă de așa ceva, cred că nimeni în lumea aceasta, dar avem grijă și avem ușa deschisă. Acum este ușa aceasta, digitală, deschisă tuturor și acesta e un lucru foarte bun, din care trebuie să învățăm. Uite o întrebare despre Padlet. Dacă fișierul în altă parte ca link, se mai vede după ce e arhivat, mai poate fi accesat? Încă nu am ajuns acolo, n-aș putea acum să răspund, pentru că încă le-am active, dar am ceva de cercetat. Da, nu știu încă. Da. Am observat că a întrebat cineva cum evităm ca elevii să măzgălească pe fereastră. Am răspuns. Okay. Da, avem, cine a fost și ieri, știm, avem în partea de sus, când dăm share screen, pe bara principală avem un mor, pe bara neagră de sus, și acolo putem alege show name of annotator, să ne arate cine scrie, sau putem opri, efectiv, să nu-i mai lăsăm să scrie absolut nimic. Da. Dacă o să priviți înregistrarea de ieri cu Zoom, veți vedea și această informație. Perfect. Și atunci aș vrea să profit de ocazie să vă spun că săptămâna viitoare vor continua atelierele oferite de Avenor. Cred că marți și miercuri, dacă nu greșesc, eu voi avea o prezentare despre evaluare. Marți, să zicem, o prezentare pentru inițiere cu instrumente, cu puține instrumente, dar cu încercarea de a le folosi la maximum, ca a doua zi, miercuri, acolo unde scrie modulul 2 sau nu mai știu cum am notat, să vă arăt alte aplicații care permit evaluarea copiilor într-un mod interactiv, ușor de monitorizat, cu monitorizare automată,
și cu posibilitatea ca profesorul să vadă în timp real ce fac copiii. Și bineînțeles, sunt multe ateliere pe care vi le recomandăm cu drag și vedem ce urmează. Dacă este cineva care dorește să intervină, ne-ar face plăcere să auzim și alte voci. Ok. Da, vă rugăm să completați așa cum v-a scris și Diana, dacă aveți timp, formularul acela de feedback și vă dorim mult succes în a pune în practică măcar o parte din ceea ce v-am oferit astăzi. Numai bine tuturor! Un weekend liniștit! Weekend plăcut! Să ne vedem cu forțe noi săptămâna viitoare! Mulțumesc! La revedere!